Ministrul Educației Ligia Deca propune salarii pentru profesori în funcție de performanță. Astfel, evaluările anuale standardizate ale elevilor ar putea arăta progresul acestora, oferind un mod obiectiv de a măsura performanțele profesorilor. Ligia Deca a menționat că pentru a putea lega salariile de performanță trebuie să existe criterii clare, bazate nu doar pe rezultatele elevilor, ci și pe alte aspecte, cum ar fi evaluările colegilor, directorilor sau chiar autoevaluările profesorilor. În prezent există inițiative pentru a stabili aceste criterii, inclusiv colaborări cu organizații internaționale, precum Banca Mondială și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Lucrul pe criteriile în ceea ce privește salarizarea bazată pe performanță este în curs. Există inițiative din partea Ministerului Muncii de constituirea unor grupuri de lucru din care să facă parte și entități care asigură asistență tehnică, de exemplu Banca Mondială. Noi avem deja un document din partea OECD care detaliază principiile pentru o salarizare diferențiată, acele criterii recomandă criterii din mai multe puncte de vedere, adică nu recomandă doar observarea progresului efectiv al elevului, pentru că el poate fi influențat și din alte cauze. Recomandă inclusiv corelarea cu etape de promovare în carieră, în profilul de carieră și de asemenea cu alte tipuri de evaluare, evaluarea realizată de colegi, evaluarea realizată de directori, evaluarea chiar realizată de cadrul didactic însăși sau însuși, a declarat ministrul educației. Ministrul a mai adăugat că fără evaluări standardizate anuale este dificil de apreciat corect performanța profesorilor, deoarece progresul elevilor poate fi influențat de mulți factori. De aceea, noua Legea Educației se dorește implementarea unei platforme pentru evaluări standardizate, finanțată prin PNRR. Ne dorim să avem criterii de salarizare în colaborare cu federațiile sindicale, care într-adevăr să surprindă progresul, însă pentru asta trebuie să avem evaluarea standardizată. De aceea, în noua lege, vorbim despre evaluări anuale standardizate, avem o investiție în PNRR, care vizează exact asta, o platformă pentru evaluarea standardizată și cred că, înainte de a pune în practică evaluare, eventuale criterii care să se lege de progresul elevilor, trebuie să avem această capacitate de a compara, de a vedea de unde a plecat un elev și unde a ajuns, iar acest lucru se poate vedea doar prin evaluarea standardizată. Deci aceste evoluții, din punctul nostru de vedere, salarizarea diferențiată în funcție de progresul elevilor sau de performanță și evaluarea standardizată trebuie să meargă cumva mână în mână, a adăugat ministrul educației. Ligia Deca a subliniat că vor apărea și răspunsuri legate de criteriile de salarizare, dar asta odată cu noua lege.